O parte dintre candidații UNPR la Consiliul Local al municipiului Alexandria au fost prezentați astăzi în cadrul unei conferințe de presă. Eugen Jianu, candidatul din partea Uniunii la funcția de primar al municipiului Alexandria, a declarat că încearcă să formeze o echipă în folosul comunității. Prima conferință de presă în campanie electorală. Tema conferinței de presă de astăzi e prezentarea câteva dintre consilieri candidați la funcția de consilier local și teme curente de campanie. Practic, lista noastră de consilieri în proporție de doar 15% sunt oameni care au mai făcut politică și oameni care au fost implicați în administrația publică. În rest, 85% sunt oameni care nu au mai fost implicați politic. Candidații UNPR la Consiliul Local și-au făcut o scurtă prezentare în cadrul acestei conferințe. Mă numesc Marian, sunt inginer de profesie, căsătorit, un copil, lucrează în București, mă doare că nu lucrează în Alexandria, dar sperăm ca printr-o bună organizare, în situația în care noi vom câștiga alegerile, să creăm cadrul necesar pentru ca investitori să poată veni în municipiul Alexandria să creeze locuri de muncă. Sunt în echipa Jianu de 6 ani. Am rămas în această echipă. Media, în general, știe ce demersuri am avut în calitatea mea de consilier local, Consiliul Local al Municipiului Alexandria. Opțiunea mea întotdeauna a fost să spun adevărul. Opțiunea mea întotdeauna a fost ca atunci când mă implic într-o activitate publică, să o fac cu tot potențialul meu, să nu mă dau la o parte niciodată în fața unor greutăți de moment ridicate de competitori politici, potrivnici, idei de dreptate și adevăr. Voi face același lucru dacă voi ajunge în Consiliul Local. Vocea mea va fi cel puțin pe aceeași lungime de undă cu a colegilor mei în respectarea dorinței cetățenilor municipiului Alexandria pentru ca toate resursele, tot ceea ce are acest oraș ca potențial să fie valorificat în interesul tuturor. Cristina Militaru, am 33 de ani, sunt profesor, dar sunt și mamă a 2 copii de creșterea și educarea cărora mă ocup în acest moment. Nu am mai făcut politică până acum și m-am alăturat acestei echipe deoarece am încredere în candidatul nostru, în domnul Eugen Jianu, am încredere în acest program și, bineînțeles, îmi doresc un viitor mai bun pentru mine, ca tânăr, pentru copiii mei. Îmi doresc ca acest oraș să evolueze, nu să stagneze. Și consider că împreună cu această echipă, dacă vom câștiga alegerile, vom reuși să îmbunătățim lucrurile în administrația locală prin programul, prin proiectele pe care ni le propunem. Mă numesc Massico Valerio, de profesor ofițer, am căsătorit, am 3 copii, ca și ceilalți părinți ar vrea să seamănă de mine. Una e în București, una în Pitești, una aici. M-am găsit condiție prielnice în Consiliul domnului Jianu. Vă spun sincer, aceeași condiție și în armată. Demnitate, onoare și cinste. În această campanie electorală, Eugen Jianu merge în fiecare zi din ușă în ușă să discute cu cetățenii. Facem o altfel de campanie electorală. Este un lucru într-adevăr greu ce ne-am propus. Mergem din casă în casă, din ușă în ușă. Până acum am vizitat aproximativ 2000 de familii. Și
Și vreau să vă spun că, dincolo de tot ceea ce se vede, cum spunea și domnul colonel Mațicu, în momentul când mergi la om acasă și discuți față în față, afli foarte, foarte multe lucruri.